În continuare o să folosim același fișier, dar varianta făcută de mine pe care o găsiți pe Moodle, pentru că în pachetul pe care îl puteți descărca de acolo aveți, printre altele, și fonturile de care veți avea nevoie, și imaginile și textul de care veți avea nevoie. Deci pe Moodle aveți un fișier care se numește Dilema 857 folder, îl descărcați și, foarte important, eu o să-l salvez acum aici, îl salvez pe desktop, dar este foarte important, când îl deschideți, să-l dezarhivați. În Windows, dacă dați doar dublu click pe el, eu o să dau open cam alte programe aici instalate, mă rog, mie îmi face aceeași chestie, vi-l deschide ca pe un folder normal. Dar, de fapt, el este o arhivă, este un fișier, cum vedeți și aici, .zip, este un singur fișier, care conține mai multe alte fișiere. Pentru ca InDesign să poată accesa toate aceste fișiere din arhivă, ele trebuie extrase, trebuie să existe fiecare ca fișiere și foldere pe calculatorul vostru. Și să fie unul lângă altul, să fie exact în această configurație un folder care conține la rândul lui încă două foldere, unul denumit Document Fonts, unul denumit Links, și lângă aceste două foldere să conțină fișierul de InDesign. În cazul ăsta sunt două, vă zic imediat și de ce sunt două. Eu, mie mi s-a deschis cu WinRAR, pot să dau Extract To sau pot, la fel cum puteți și voi, probabil din Windows Explorer direct, să îl copiați acest folder undeva unde urmează să lucrați, pe desktop sau undeva pe calculatorul vostru. În momentul ăla se extrage și acum fiecare obiect de aici este un obiect separat pe care InDesign îl poate accesa, pentru că InDesign nu poate să intre direct în arhivă. Bun. Și ziceam că aveți două fișiere de InDesign. Dacă vă uitați, o să observați că sunt două extensii ușor diferite, INDD și IDML. Fișierul INDD este salvat în cea mai recentă versiune de InDesign și va funcționa doar în cea mai recentă versiune de InDesign sau cele noi care vor apărea în viitor. Asta este un specific al InDesign-ului. Fișierele funcționează doar în varianta în care au fost făcute sau variante mai noi. Dacă aveți o variantă mai veche, 2019, 18, CC, oricare în afară de 2020, sau CS6, CS5, funcționalitățile programului sunt în mare aceleași, nu o să aveți mari probleme, dar dacă încercați să deschideți fișierul INDD, o să primiți erori și nu o să se deschidă. Dacă aveți, deci, versiuni mai vechi decât cea din 2020, deschideți fișierul IDML, care este făcut special ca să fie deschis cu orice versiune de InDesign. Are niște limitări la niște caracteristici din fișierele mai noi, dar care pe noi nu ne afectează niciun fel, dar din motivul ăsta nu este formatul standard. Deci dacă aveți orice versiune în afară de cea mai recentă din 2020, deschideți fișierul IDML. În astea alte două foldere aveți fonturile care vor fi folosite, pentru că sunt aici, lângă fișierele de InDesign și într-un folder denumit Document Fonts, nu trebuie instalate, InDesign știe să le găsească. Dacă vreți să le instalați, puteți să dați click dreapta pe ele și install pe Windows, pe Mac trebuie copiate în folderul cu fonturi, dar nu este nevoie. Și în folderul Links aveți imaginile de care veți avea nevoie, sunt câteva fotografii, atât în format JPEG
cât și în format de Photoshop, dar nu veți avea nevoie de Photoshop. De asemenea, aveți fișierul PDF cu varianta finală ca să-l aveți de referință. Asta este scopul nostru final. Și aveți un fișier TXT cu textele, cu majoritatea textelor de care veți avea nevoie, să puteți să le dați copy-paste sau să le plasați cum va fi metoda preferată. Toate astea le găsiți în arhiva de pe Moodle, de aceea trebuie descărcată și nu continuăm pe fișierul pe care tocmai l-ați creat, care a fost un exercițiu bun în sine.